venit la ProTV, bucurați-vă de fotbal. Urmează meciul anului, în care vicecampioana țării joacă pentru glorie și pentru un loc în UEFA Champions League. La Lisabona, Sporting este în continuare marea favorită a acestei partide. Au spus atât Bălașa este în continuare accidentat, întăririle venite pe parcurs. Este și Filipe Teixeira și capitanul Denis Alibe. Să sperăm că echipa va împrumuta din inteligența în joc a lui Dică. De acum 10-11 ani, cât au trecut de la ultima victorie în UEFA Champions League. Pentru Sporting Club de Portugal sunt Rui Patricio, apoi Piccini, Mathieu, Coates, Fabio Coentrao, Adrien Silva, Batalha și Acuña, Bruno Fernandes și Gelson joacă în spatele lui Dumbia. Toată lumea a vorbit despre momentul autodepășirii. Jucătorii lui Dică trebuie să facă mai mult decât au realizat până acum în cupele europene. Lei din Lisabona au câștigat avându-l pe Bellerin pe bancă și pe Marius Nicolae în teren. Fundașul a dus pe Momcilovic, la fel și Enache până acum. Minge pentru fundașul central Coates. S-a venit Moraes, minge pentru Alibek, care este în poziție corectă. Alibek în care... Alibek! Gol! Junior Moraes! Dar faza este a lui Alibek, cel mai scump transfer din istoria steliștilor. Denis Alibek pentru golul lui Junior Moraes. Încă unul și speranțe. Alun la Bruno Fernandes pentru Dumbia. Dumbia în fața lui Niță. Ce ieșire mare are Niță. Ieșire mare. Paradoxul anului trecut a fost cel mai bun jucător la un 0-5. Cea mai grea înfrângere din istorie cupele europene. Dumbia, Piccini. Jucat la Betis în ultimii 2 ani. Nu este însă... Că tot vorbeam. Teixeira, Alibek. Alibek pe centru și cu emoții în tribuna pentru această execuție a lui Denis Alibek. Au deschis golul portughezii. Au egalat jucătorii lui Dică prin Junior Moraes. Ne întoarcem după pauză. Portugalii se va califica. Mai este însă o repriză. Clar nu vom avea prelungiri. Trece frumos Golovka. Intră în care Golovka pentru Teixeira. A doua acțiune de atac. Mai puțin de 2 minute. Explozie de entuziasm la poartă. A fost un moment tactic bine gândit de Alibek. A forțat această intrare a lui. Jucătorii lui Dică trebuie să se autodepășească în această seară în fața lui Sporting Lisabona. Momcilovic doar peste poarta lui Rui Patricio. Marcat, iese Niță, Niță a ieșit, este Acuña, greșeala lui Niță. Ieșirea hazardată a lui Niță readuce liniștea pe Național Arena. Intrarea lui Bas Dost este exact momentul de energie pe care l-așteptau cei de la Sporting. Centrul rămâne acel loc. Gelson Martins, au 4 jucători în careul lui Niță. Și uite unde a dus mingea pierdută de Filip. 10 de milioane pentru Sporting Lisabona, din ce în ce mai aproape după acest gol al lui Gelson Martins. Vă spuneam, un fotbalist cotat de clubul său la 50 de milioane de... Excelent, găsește golul în cele din urmă. Momcilovic, care trebuie să reziste. Martins pentru Dost. Ce-a făcut Larie? Avea om lângă el. Începe să arate ca acum un an. Da. Memoria anului trecut refuză să dispară, să se șteargă. Deocamdată pe contraatac echipa lui... Îl face pe Larie. Trece ușor de el. Niță
Ce să mai scoată și el? Este și momentul bătăliei totale, batalia cea mare ne dă... Bon Babel, Bon Babel, Bon Babel.